Gabriel Dorobanțu, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai muzicii ușoare românești, privește cu nostalgie la cei peste 40 de ani de carieră și recunoaște că, deși a realizat multe lucruri de care este mândru, regretă că nu a muncit mai intens. În anii săi de glorie, a lansat numeroase piese care au rezonat profund cu publicul său, marcând generații întregi, artistul își amintește cu drag de perioada în care Tudor Vornicu conducea televiziunea română, considerând acea epocă un apogeu al profesionalismului. Își amintește cum televiziunea românească rivaliza la acea vreme cu televiziunea franceză, iar filmările se desfășurau la un standard înalt, chiar dacă Dorobanțu remarcă lipsa unui regizor de platou, aspect care l-a nemulțumit. Aceasta a fost o problemă pe care artistul ar fi dorit să o vadă îmbunătățită, pentru a crește și mai mult calitatea producțiilor. Când a fost întrebat dacă a existat vreodată un cântec pe care l-a refuzat și care a devenit apoi un hit interpretat de un alt artist, Dorobanzu a ezitat să dea un exemplu, dar și-a exprimat părerea de rău că nu a profitat de toate oportunitățile care i-au apărut în carieră. Cu toate acestea, rămâne recunoscător pentru realizările sale și pentru dragostea cu care a fost întâmpinat de publicul său de-a lungul anilor.